Antena 3 onorează sacrificiul militarilor români și anul acesta. Pe tot parcursul zilei, prezentatorii Antenei 3 poartă în piept un bujor roșu, simbol al sângelui vărsat de soldații români în teatrele de operațiuni. Denumită inițial ziua armistițiului, data de 11 noiembrie, marchează încheierea oficială a primului război mondial. La ora 11, în cea de-a 11-a zi a celei de-a 11-a luni a anului 1918, forțele aliate au semnat armistițiul cu Germania, în urma căruia se punea capăt războiului. În 2014, în România s-a instituit Ziua Veteranilor în semn de recunoaștere a meritelor veteranilor pentru apărarea intereselor țării. Pentru Armata României, semnificația acestei zile este legată și de faptul că pe 11 noiembrie 2003, sergentul major Iosif Silviu Fogoraș a fost împușcat mortal, iar sergentul major Mihai Anton Samuil rănit în timpul unei misiuni în Afganistan. Iosif Silviu Fogoraș este primul militar român care a decedat în teatrul de operațiuni de pe teritoriul afgan. Cel de-al doilea a murit 3 zile mai târziu și au fost înaintați în grad post-mortem la gradul de sublocotenent. Au fost de asemenea decorați cu virtutea militară în grad de cavaler cu un semn de război.